Puțin timp am auzit o expresie. Ce nu poate fi măsurat, nu poate fi verificat. Da? Și ce nu se verifică, nu se întâmplă. Atenție! Dragilor, într-adevăr, dacă nu suntem cu ochii pe cifre, pe business, pe KPI-uri, pe indicatori, ajungem să nu mai fim productivi. Ajungem să fim, ca business să fie o povară, să ducă o povară prea mare în spate și s-ar putea să nu putem să mergem mai departe. Așa că ce nu se verifică, nu se întâmplă, mare atenție la cum vă evaluați oamenii care lucrează în echipă, mare atenție la KPI-urile pe care le puneți și la provocările pe care le dați colegilor voștri. Leadership-ul, într-adevăr, este un mod de viață, este o experiență, nu toată lumea poate să-l facă și mie mi-este foarte greu în continuare să pot să-mi țin oamenii motivați, dar să știți că de cele mai multe ori și motivația asta vine din interiorul celor cu care lucrezi. Dacă ei știu să se motiveze, tu nu vei mai fi doar cei care îi va mângâia mereu pe cap. Dar până atunci trebuie să fii drept, să verifici, să stabilești tu direcția și regulile jocului. Pentru că e business-ul tău până la urmă.